Bine v-a regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Săgetător. Haideți să facem etalarea pentru luna octombrie, să vedem ce vă așteaptă în această lună ca și evenimente importante. Țin să precizez de la bun început că acest video este valabil și pentru cei care aveți ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, chiar și Lilith în Săgetător. Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Săgetător în luna octombrie 2021? Evenimente importante. Evenimente importante în Săgetător. Octombrie 2021. Săgetător. Octombrie 2021. Wow! Poate să nu ne cadă noi pe jos. Săgetător, octombrie 2021. Aici este vorba despre o curiozitate a voastră în legătură cu o investiție în ceea ce ține de o afacere. Iar pentru alții dintre voi, vreți să faceți un credit. Dar vreți să vă informați foarte bine înainte să faceți acest credit. Pentru alții dintre voi este o curiozitate în ceea ce ține de munca cuiva. Vreți să vedeți cum face această persoană, ce face. Vreți să aflați adevărul. Însă veți afla că persoana asta o face din dragoste. Nu știu despre ce este vorba la voi, dar veți afla că o face din suflet și că este ceva ce face parte din persoana asta. Pentru alții dintre voi, urmăriți un fost loc de muncă unde ați fost, ca să spun așa, nedreptățiți. Parcă ați renunțat la locul ăsta de muncă. Este ceva ce s-a întâmplat din partea unor persoane care și-au băgat nasul în treaba voastră. Și anume, unor persoane care... Și-au dorit independența voastră financiară. Aici sunt două mesaje. Unii dintre voi sunteți urmăriți în ceea ce ține locul vostru de muncă, cum faceți, ce faceți, cum vă obțineți independența financiară, deși voi faceți toate lucrurile just și de drag și din suflet și curat. Persoanele astea cred că este ceva putred la mijloc și vor să afle despre ce este vorba. Și cumva voi vreți să țineți departe aceste persoane curioase de voi. Bun. Dar eu nu văd că voi vă pierdeți locul de muncă. Eu văd că persoanele astea și-au pierdut locul de muncă și au fost cumva, dacă v-au folosit din punct de vedere financiar, au fost pedepsite din partea divinităților să piardă finanțe. Și sunt curioase cum voi rămâneți acolo unde sunteți bine din punct de vedere financiar. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Săgetător, octombrie 2021. Sunt persoane care s-au prezentat ca și prieteni, prietene, ori este cineva din trecutul vostru care este foarte curios și vă urmărește. Chiar vă urmărește la locul de muncă. Aici se ia o decizie finală și o să vedem și în legătură cu ce. Cu siguranță aici aveți și leu, poate leu cu ascendent în Săgetător, sau săgetător cu ascendent în leu, sau descendent. Este vorba despre cineva care vă urmărește din trecutul vostru. Este un 3 de cupe. Sunt mai multe persoane, de altfel, când vine vorba de munca voastră. Dar aici se renunță la toxicitate. Asul de săbii este 5 de monede cu diavolul. Persoanele astea nu înțeleg. Poate voi ați avut o perioadă grea în care nu v-ați simțit bine. Sau persoanele astea v-au făcut niște lucruri oculte și aveau pretenția ca voi să cădeți. Însă vestea cu asul de săbii către această persoană este că voi încă stați în picioare. Și ele se întreabă cum reușiți lucrul ăsta.
Aici clar respingeți orice formă, chiar dacă vin, de exemplu, apeluri după numere necunoscute sau mesaje sau persoane care încearcă să intre în conversație cu voi și n-au nicio legătură, nu le cunoașteți, dați ignor tuturor. Pentru că aici văd că se caută un conflict cu voi și voi nu vreți să faceți parte din asta. Clar nu. Probabil că este vorba despre persoane care vă urăsc, persoane invidioase, persoane care au încercat să vă facă rău. Poate fi vorba de un taur, fecioară, capricorn, un vărsător care caută un conflict, berbec, rac. Dar voi clar vă faceți bine sau stați liniștiți, nu vă bateți capul cu așa ceva. Este și un rege de săbii aici, gemeni, balanță, vărsător, rac, scorpion, care vă urmărește. Și își dorește foarte mult să înțeleagă de ce îl țineți la distanță sau o țineți la distanță. De ce nu-l mai vreți, de ce nu-l mai vreți. Foarte multe persoane curioase pe ceea ce faceți voi. Inclusiv un taur, inclusiv un vărsător, rac pe scorpion, gemeni. Balanță, chiar o balanță stă lângă voi și vă ajută să țină toate persoanele astea la distanță. E posibil ca balanța asta să vă ajute, să fie o prietenă, un prieten, cineva din familie. Hmm. 8 de săbii, 7 de săbii. Aici clar blocați tot ce înseamnă minciuni, vești mincinoase, intrigi, bârfe și tot ce ar veni către voi ca să vă instige. Vreau să văd împăratul cu luna. Aici este cineva care vrea să vă facă o ofertă sau vrea să vă spună că vă iubește. Însă cu luna și persoana asta văd că vine singură către voi. Nu văd că are pe cineva. Persoana asta vrea să fie cu voi. Dar vreau să văd despre ce e vorba aici cu luna. Ori e posibil să vină la drum de seară. Ce e luna? Cineva din rac îndrumă persoana asta să vină către voi. De ce? De ce? Să aibă o familie cu voi, să aibă o relație serioasă cu voi. Poate că cineva aici se trezește că vă iubește și că vrea să fie cu voi și cineva din rac îndrumă persoana asta să vină către voi. Poate fi mama acestuia sau acesteia, poate fi cineva din familia acesteia, dar este cineva care îndrumă această persoană să fie cu voi. Pentru că persoana asta tot vorbește în familie despre voi, tot spune că este interesat sau interesată de voi, numai că aici a fost un conflict. Și anume conflictul a fost că s-au băgat prea multe persoane între voi. Ori o persoană anume. S-au spus prea multe vorbe mincinoase. Și atunci voi acum înțeleg care este și bariera voastră. Nu te mai accept sau nu mai accept să vină către mine nicio ofertă din partea ta până nu vii cu intenții curate sau până nu înțelegi că eu spun adevărul sau până nu mă crezi pe mine și nu pe altcineva. Bun. Vreau să văd și concluzia pentru luna octombrie, săgetător. Concluzia este o greutate cu 9 de săbii și 10 de băte. Concluzia. De ce 10 de băte și 9 de săbii? Aici, concluzia este că cineva va fi blocat de voi. Un taur, fecioară, capricorn. L-am văzut și acolo. E o persoană care a făcut multe gesturi urâte către voi. E o persoană care a vorbit foarte urât despre voi. Este cineva care v-a înșelat. Este cineva care n-a fost serios. Ia să văd o săbii. Da, nu vreți să mai vorbiți cu persoana asta.
Pentru că persoana asta nu face decât să manipuleze situația. Magicianul și Marea Preoteasă. Cineva aici face lucruri oculte. Cineva face lucruri oculte, să ține cealaltă persoană sau să tot întoarcă cealaltă persoană. Aveți foarte mare grijă. Bun. Atât am avut și pentru cei din Zodia Săgetător. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.